8845 este numărul de SMS la care vă invităm din această dimineață să donați câte 2 euro lunar pentru copiii războiului, pentru copiii din Ucraina. Sunt Ioana Ciurlea și împreună cu Claudiu Pândaru încercăm să vă îndemnăm să ajutați în această perioadă. E foarte important, iar la acest număr scurt, 8845, banii ajung la UNICEF și vreau să vă spun că până la această oră sunt peste 24.000 de oameni care au donat. Le mulțumim pentru asta și vă îndemnăm să o faceți în continuare. În unele rețele de telefonie va trebui să dați și o confirmare. Scrieți da Ucraina după ce ați trimis primul SMS cu Ucraina, altfel banii nu ajung acolo unde trebuie. Antreprenorii, la fel, facem și către ei un apel. Companiile dumneavoastră pot să dea bani acestei cauze. Și intrând pe site-ul UNICEF, o puteți face foarte simplu, o să aflați acolo toate detaliile. Știți pentru cine faceți lucrul ăsta? Uitați, acum jumătate de oră, la Isarcea, în Tulcea, acești copii, aceste familii, ajungeau în România. Și o să-i rog pe colegi să ne dea acele imagini, pentru că trebuie să știm către cine ajung aceste fonduri. Ei sunt. Ei sunt mame singure cu copii în brațe care s-au despărțit de tații acestor copii și care au venit pentru a fugi din fața războiului. Asta fac. Fug din calea războiului, încearcă să găsească un loc sigur. UNICEF, o organizație internațională, are o structură care știe exact cum trebuie să ajute. Către ei merg acești bani direct în conturile UNICEF și ei vor merge, au voluntari în fiecare loc din țară pe unde intră refugiați ucraineni și îi vor ajuta în mod direct. Și foarte important, UNICEF ajută prin banii pe care dumneavoastră îi donați atât copiii ucraineni care ajung în România, cât și pe cei care au rămas acolo. Sunt 7,5 milioane de copii. E o cifră pe care o tot repet din această dimineață, dar e important să înțelegem cât de mare e nevoia de ajutor în această perioadă. Și tragedia umanitară, care va crește în intensitate de la o oră la alta. Doi invitați avem, doamnelor, domnilor, în această oră. Continuăm să stăm de vorbă aici la Digi24 cu excelența sa, ambasadorul Israelului la București, domnul David Saranga. Bună ziua, bună ziua, excelență. Bună ziua. Alături de noi, prin Skype de data asta, este și Andrei Maria. Bun găsit, domnule Andrei Maria, și mulțumim că ne sunteți alături. Vă salutăm. Bine v-am găsit. Haideți să vorbim pe rând și să vedem cum putem să-i facem pe români să nu ezite atunci când dau aceste fonduri, un SMS pentru oamenii ăștia pe care îi vedem. Solidaritatea românilor în această perioadă, domnule ambasador, e impresionantă, dar nu ne miră, pentru că știm asta despre noi. Chiar dacă părem uneori dezbinați, în momente critice putem fi unul lângă celălalt să ajutăm. Aveți dreptate. Eu întotdeauna zic că unul dintre lucrurile care reprezintă pe romani, pe societatea romană, este generozitatea dumneavoastră. Și din acest motiv cred că ce am văzut la Siret, de unde m-am întors ieri, este ceva care, care m-a impresionat foarte mult. 10 de voluntari care sunt acolo pentru a ajuta pe refugiați care intră în România, lumea care a cumpărat din propriul cont mâncarea și care au venit acolo pentru a ajuta pentru lumea care a fugit de acolo. Și este ceva important, imaginile care se vede acolo, ca și cum ați arătat înainte, sunt imaginile dramatice, ca în orice zonă de război, dar atunci când vedeți cu ochii voastră ce se întâmplă acolo, atunci poți să înțeleg ce această campanie care faceți și chem de aici pe lumea să ajută pentru a trimite acest ajutor pentru persoane din Ucraina. Andrei Maria, merg către tine. O tânără familie, voi sunteți și vă uitați practic cu siguranță cu totul alt
cu totul alți ochi la imaginile astea. Sunteți o familie tânără, aveți copil mic. Hai să-ți propun un exercițiu. Cum ai încercat tu să convingi un român, un om care se uită la tine cu respect, simpatie, care ți ascultă muzica, să ajute? O să vă povestesc ce am simțit eu în momentul în care am făcut un exercițiu de imaginație, văzând atât de multe femei cu copii trecând granița, trecând granița prin diverse puncte în România. M-am gândit fix la momentul în care mama împreună cu copilul sau copiii își iau la revedere de la tată și îi spun unul altuia că o să ne vedem și că o să fie bine. Cam cât de sfârșietor e momentul ăsta în care nu știi dacă te vei mai revedea, nu știi dacă în momentul în care, nu știi când va fi momentul în care te vei revedea, nu știi unde ajungi, nu știi dacă te va ajuta cineva, nu știi când se va termina războiul, nu știi dacă la sfârșitul lui omul pe care l-ai lăsat în urmă sau oamenii pe care l-ai lăsat în urmă vor mai fi acolo. Deci, practic, este exact sentimentul pe care l-ai atunci când înmormântezi pe cineva grav, pe cineva drag. Eu cred că cam la fel e, doar că are un sâmbure de speranță. Și cred că speranța de data asta stă în cei mulți. Pentru că deciziile care s-au luat acum au fost decizii luate de cei puțini, care ne afectează pe noi cei mulți. Și acum e momentul în care cei mulți iau decizii pentru a ne ajuta între noi. E în mâinile noastre viitorul nostru și cred că oricât putem să ajutăm, poate schimba cursul vieții noastre pe pământ. Asta cu ajutorul aproapelui e valabilă oricând, oriunde, pentru că războaie au fost de-a lungul a ultimilor 100 de ani, au fost în continuu pe planetă, doar că cred că e pentru prima oară, în istoria noastră recentă, în ultimii 50 de ani, în care războiul e fix lângă noi. Andrei, și avem ocazia ca vecini, ca prieteni, ca aproape, să ne ajutăm aproape. Ne întoarcem la discuție. Va trebui să luăm o foarte scurtă pauză. Le mai spun atât telespectatorilor. Imaginele de aici sunt din satul mare, de la Vama Petea, și vedem aici pe copiii refugiaților care se joacă. Au ajuns aici, sunt împreună și se joacă, pentru că asta fac copiii în mod normal și asta ar trebui să facă. Revenim, doamnelor și domnilor, la discuția din platou după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!